Sunt Dan Diaconescu, singurul cetățean european care are interdicție de a vorbi în public. Totuși, sunt Dan Diaconescu, primul cetățean român care am lansat de curând primul NFT, e adevărat, în străinătate, pe platforma OpenSea, o platformă destinată în special publicului american. Am reușit împreună cu dumneavoastră această minimă performanță, însă astăzi mărim universul DD cu o nouă tehnologie. Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain, care va aduce în casele dumneavoastră, prin streaming, prin stick sau prin DVD, o operă de artă cinematografică, un activ digital unic care este al dumneavoastră și numai al dumneavoastră. Fiindcă la baza acestor pelicule cinematografice va sta tehnologia blockchain, o criptomonedă va sta desigur la baza achiziționării acestor trei produse în varianta streaming, în varianta stick sau în varianta DVD. Așa cum v-am anunțat, criptomoneda pe care noi împreună cu dumneavoastră o vom folosi se va numi CryptoDan. Eu sunt acel Dan care face parte din familia dumneavoastră de zeci de ani, așa cum dumneavoastră faceți parte din familia mea. Veți avea o mare surpriză pe lângă filmul cinematografic în sine. Fiecare dintre dumneavoastră, pentru o perioadă limitată de timp, în care ne vom verifica prieteniile, vom vedea care sunt oamenii loiali, care sunt oamenii mai puțin loiali, ei bine, toți cei care veți primi în casele dumneavoastră un stick, un DVD sau streamingul video, veți primi și o cantitate de criptodani. La momentul respectiv, vă voi povesti, sau chiar dumneavoastră îmi veți relata, ce veți face cu acești criptodani. Eu vă invit de pe acum să nu-i ratați, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Revenind la filmul pe care îl veți vedea în scurtă vreme, și el este o noutate absolută. Este vorba de prima peliculă cinematografică, un răspuns, un film răspuns pentru întrebările dumneavoastră, întrebările de zi cu zi, întrebările mai noi sau întrebările mai vechi care vă macină de foarte mulți ani de când noi ne-am cunoscut. E vorba nu doar de primul film răspuns, ci este vorba de primul film artistic care vine să vă povestească dumneavoastră cum stau lucrurile. Este primul film povestit, primul film relatat de către un narator, în cazul acesta de către mine, de către subsemnatul, singurul care am văzut acel film. O să înțelegeți imediat cum veți vedea pelicula respectivă acasă la dumneavoastră, stând confortabil pe fotoliu sau pe canapea, ori pe un scaun, veți înțelege despre ce premieră cinematografică vorbesc. Povestitorul, Dan Diaconescu, vă va relata un film unic, un film pe care doar eu l-am văzut, un film bazat pe fapte reale, un film, desigur, în care mi-am adus și eu, ca realizator, ca regizor sau ca scenarist, un mic aport. Marele aport este însă al dumneavoastră. Împreună cu dumneavoastră am realizat aceste active digitale unice, aceste opere de artă unice, așa cum se numesc ele mai nou. Fiindcă ceea ce veți primi dumneavoastră în casele dumneavoastră, prin streaming, stick sau DVD, sunt de fapt niște NFT-uri, niște tokenuri non-fungibile, adică niște tokenuri nedivizabile, doar dumneavoastră le veți avea acasă, doar dumneavoastră le veți putea viziona. Mai trebuie să vă rog însă ceva la finalul acestei intervenții. Vă rog să nu copiați aceste materiale, vă rog să nu le distribuiți și vă rog să nu le postați. Asta dacă nu cumva ați vrea să împărtășiți sau să aveți soarta pe care eu am avut-o în ultimii ani. Așadar, nu ratați noul univers cinematografic, DD Home Cinema, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.